Un proiect amplu de asfaltare cu o valoare totală de 46 de milioane de lei, care include varianta Uituz și străzile Pitești și Constantin Brâncoveanu, va fi finanțat în totalitate din bugetul Slatinei, au decis reprezentanții municipalității. Documentația fusese depusă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, iar autoritățile sperau să obțină finanțare de la guvern. Au demarat și licitația pentru lucrări, astfel încât să grăbească startul reparațiilor pe acest drum, iar acum au decis să nu mai aștepte fondurile guvernamentale pe care le cer de ani de zile. Pitești, Uituz și ieșirea spre podul Olt sunt urcate în licitație, valoarea lor totală undeva la 44-46 de milioane de lei. Au intrat în verificare, există cei care verifică licitațiile, această licitație fiind destul de mare, a intrat pe programul lor de verificare, care durează 30 de zile, apoi o publică în SEAP. Cred că până la sfârșitul lunii va fi publicată în SEAP, după care vom aștepta să primim ofertele. Investiția pentru consolidarea variantei Uituz și repararea celorlalte două străzi este una foarte mare și nu poate fi acoperită din bugetul local decât printr-un proiect multianual, explică edilul Emil Moț. Anul viitor se va interveni doar pe Uituz. Toată bucata pe varianta Uituz o să o facem. Din proiectul cel mare, varianta Uituz este undeva la 16 milioane, 17 milioane de lei. Da? Iar celelalte două sunt valorile până la 44-46 de milioane de lei. Dar Uituzul este cel mai important. Adică pe Pitești sunt 4 benzi, se mai poate circula, dar pe variantă nu se mai poate. Să fim serioși, e groaznic. De asta am și hotărât, nu mai aștept nici bani de la guvern, nu mai aștept bani de la nimeni și o facem pe bugetul nostru. Deși marea majoritate a traficului, traficul greu, cel care a stricat această stradă, nu este al slătinenilor. Documentația pentru atribuirea lucrărilor de consolidare și asfaltare este analizată de Agenția Națională a Achizițiilor Publice, urmând ca în cel mult o lună să fie publicată pentru ca firmele interesate să depună oferte.